intrat în etapa de realizare a traseului cultural. Un instrument util în această etapă este fișa de investigație, ca să o numim așa. Fișa de investigație poate fi definită ca un instrument de documentare. Poate fi folosită de un reporter sau de un antropolog atunci când lucrează, când face teren. Ne ajută să structurăm căutările, iar pe elevi îi va putea ajuta să fie mai atenți atunci când parcurg traseul, pentru că vor să adune mărturii, dovezi, în legătură cu întrebările care sunt în fișa de investigație. În seria asta de întrebări, pe care o putem stabili în prealabil sau o putem propune atunci în derularea traseului cultural, avem lucruri care să îi ajute să relaționeze cu trecutul, să îi ajute să-și imagineze cum trăiau oamenii în vechime, în trecut. Sunt întrebări care să-i ajute să facă comparații, care țin de programul lor, de preferințele lor, de preocupările membrilor familiei, de aparate și tehnologia pe care o folosesc astăzi și care nu exista atunci. Tot felul de lucruri care să permită această comparație să facă relevantă vizita. De exemplu, dacă doriți ca elevii să știe cum se circula cu tramvaiul în secolul XIX, puteți pentru început să-i întrebați cum a fost prima lor călătorie cu tramvaiul sau cu mijloc de transport, cum li s-a părut, dacă le-a plăcut, dacă le-a folosit. După ce ați povestit cu copiii și copiii au împărtășit prima lor experiență cu un mijloc de transport în comun, puteți face comparație prin lecturarea unui fragment despre călătoria cu mijloace de transport în comun în secolul XIX, fragmente scrise de călători străini, de exemplu, iar eu am să vă citesc un fragment scris de Ulis de Marsiac, un călător străin care a călătorit în țările române cu poștalionul. Imaginați-vă o cutie trapezoidală de lemn, fără un cui, fără o ferecătură. Câteva cepuri de lemn le țin locul. Această cutie era așezată pe patru mici roți poligonale. Era umplută cu fân. Marele lux era de a avea mult fân. Pacientul se chircește în fân și se prinde bine de loitre, iar patru cai urâți, piperniciți, dar neobosiți, mișcă din loc în loc șubredul vehicul, care saltă peste pietrele străzilor, peste asperitățile drumurilor, peste rădăcinile de peste pârloagă, peste făgașe. La capătul unei ore, o durere puternică îți cuprinde șalele, măruntaiele ți se răsucesc. Dacă lucrul durează două ore, începi să-ți amintești vag de torturile din Evul Mediu și, ca un avertisment alinător, ai cere să fii întins pe șevalet sau să înghiți plumb topit. Pot reflecta și în jurul unor momente importante din zi pentru ei, obișnuințele lor, întrebări de genul când ne trezim, când mâncăm și unde, ce fac în timpul liber, unde se duc, în ce fel își serbează momente importante din viața lor și așa mai departe. Și de asemenea, o altă idee care v-ar putea fi de folos este să întrebați cum folosesc ei astăzi patrimoniul cultural, patrimoniul construit în viața de zi cu zi. De exemplu, cum stabilesc ei întâlnirile cu prietenii din oraș în funcție de o anumită construcție.